Astăzi voi anunța constituirea unui comitet interministerial prin decizia premierului și în coordonarea premierului, care să asigure de la 1 iunie revenirea la normalitatea României. Vom începe, de fapt acesta este primul jalon, primul milestone, prima bună pe care o punem pentru a ne gândi la revenirea la normalitate. Veste bună, ne-a dat o speranță astăzi premierul că vom reveni la o așa numită normalitate, pentru că evident că nu se pot schimba lucrurile așa peste noapte, și de altfel și premierul a anunțat că e o condiție foarte importantă pentru ca acest lucru să se întâmple, să mai scăpăm din restricții de la întâi, să se vaccineze un procent mare din populație, undeva la 6 milioane. Nu este singurul lucru pe care l-a transmis premierul, a făcut foarte multe precizări importante astăzi. A fost acolo colega noastră Gabriela Del Pupo la această conferință de presă de la guvern. A pus și o întrebare pe această temă în legătură cu ce vor face cei de la Horeca. Va avea o întâlnire de altfel mâine premierul cu reprezentanții Horeca. O să te rog să ne faci, Gabriela, un rezumat al celor mai importante idei prezentate astăzi de premier. Bun găsit, într-adevăr, planurile sunt optimiste. Se speră ca de la 1 iunie să înceapă măsurile de relaxare care vor permite desfășurarea în condiții optime a sezonului estival. Totul însă depinde de campania de vaccinare din aprilie și mai. Vor veni în România 8 milioane de doze, dar în ceea ce privește persoanele înscrise până acum sunt doar 767.000 de persoane înscrise pe platformă, dintre care puțin peste 200.000 au fost programate în perioada următoare. Însă avem asigurări că în ceea ce privește numărul de doze, bineînțeles, transporturile sunt suficiente. O variantă optimistă ar fi ca până la finalul lunii iulie să avem 10 milioane de persoane vaccinate, spre deosebire de luna septembrie, cum era vehiculat anterior în desfășurarea campaniei de vaccinare, deci cu două luni mai devreme, practic, ceea ce ar permite redeschiderea restaurantelor, a locurilor de distracție, a teraselor, bineînțeles, cu condiția ca toți cei care lucrează acolo, dar și cei care frecventează acele locuri, să fie vaccinați. Nu vom avea un pașaport verde în interiorul țării, acesta va fi necesar doar dacă ne vom deplasa în țările care impun această măsură pentru a petrece vacanța în acele locuri, și de asemenea acest comitet va analiza lună de lună și în nenumărate ședințe care sunt etapizările cele mai potrivite pentru începerea măsurilor de relaxare. În ceea ce privește situația actuală, nu se ia în considerare decât o discuție, la fel cum a făcut și prefectul cu reprezentanții supermarketurilor, pentru că aceste aglomerări pe care le-am văzut în spațiul public în ultimul timp ar fi datorate în principal faptului că nu a fost păstrată distanța de 4 metri între fiecare client care a intrat în supermarket, și nu pentru faptul că au fost reduse orele în care oamenii își pot face cumpărăturile. Cam acestea sunt cele mai importante anunțuri făcute. Iată, deci totul depinde acum doar de noi și doar de campania de vaccinare. Mulțumesc pentru această intervenție. Gabriela Del Pupo vă prezintă și invitații cu care comentăm pentru început această posibilitate. Așteptăm, evident, și cifrele momentului, cifra infectărilor în ultimele 24 de ore. De asemenea, numărul deceselor de fiecare dată este trecut în acest raport, precum și numărul celor de la ATI. Alături de mine în platou, Elena Calistru, fondator Funky Citizens. Mulțumesc foarte mult că a acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Și de asemenea, în legătură directă prin Skype este și cercetătorul Octavian Jurma, pe care de asemenea îl salutăm și mulțumim. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Și care, într-o postare de astăzi foarte interesantă, cu niște detalii foarte interesante, practic îl contrazice, fără să fi știut ce va transmite premierul astăzi, îl contrazice pe premier. Avem mai puține motive de optimism. Cu acordul dumneavoastră, doamnă, aș adresa prima întrebare către domnul Jurma. Fix la asta ne-am gândit în momentul în care am pus postarea dumneavoastră alături de declarația premierului. Dumneavoastră vorbiți despre cazul Japoniei, de exemplu, care a avut o grămadă de restricții. Cu toate astea, sunt în continuare într-o situație complicată. Vorbim și de un val 4
de care nu vom scăpa și în care cu siguranță vom intra dacă merge vaccinarea în ritmul acesta. Dumneavoastră, așadar, puteți să mergeți pe ideea premierului că de la 1 iunie am putea să revenim la o oarecare normalitate sau nu? Și care ar fi argumentele? Nu, adică noi refuzăm să înțelegem că discutăm de o nouă normalitate. Noi încercăm mereu să revenim la vechea normalitate în care fiecare face ce vrea fără să dea socoteală nimănui. Și acest lucru nu e posibil pentru următorii 2-3 ani în România, poate până la următoarele alegeri, ca să înțeleagă și politicienii că s-ar putea să fie subiect de dezbatere politică peste 4 ani pandemia și de ce noi n-am scăpat de ea și toți cei din jurul nostru au scăpat. Deci, situația este următoarea. Vaccinarea merge bine, dar nu mai merge chiar atât de bine comparativ cu alte țări care ne-au prins deja din urmă. Cei care se vaccinează sunt în general cei care oricum erau responsabili și păstrau regulile, deci nu contribuiau foarte mult la valurile infectare. Și odată ce vom atinge un prag de 50%, vom avea mari probleme cu vaccinarea. Trebuie să începem de pe acum o campanie foarte inteligentă și ajustată, lucru de care n-am fost în stare, nici am renunțat complet la campania de informare. Am avut măcar acele clipuri cu medici, acum nu mai avea absolut nimic pe vaccinare. Noi presupunem că românii se vor încolona frumos, se vor vaccina. Nu vor face asta. Rezistența e mare, eu vorbesc cu medici de familie, sunt medici care sunt sceptici, deci avem mari probleme. Asta înseamnă că și la rata curentă de vaccinare eu nu văd acel prag de 70.000 de vaccinări pe zi, de care avem nevoie ca să putem vaccina 2 milioane de oameni pe lună, astfel încât în 5 luni să vaccinăm acei 10 milioane de oameni, și asta discutăm de prima doză. Ca să vaccinăm în ritmul ăsta 10 milioane de oameni cu două doze, să avem 50% vaccinați, vă dați seama că intrăm deja într-un orizont foarte mare de așteptare care ne duce spre sfârșitul anului și atunci vom atinge doar un prag de 50%. Deci discutăm că și acest prag de 50% pe care probabil premierul se bazează că îl va atinge în iunie, cum am mai auzit și declarații din astea foarte optimiste în Uniunea Europeană, nu avem cum să obținem o imunitate de turmă, decât într-adevăr ne bazăm pe imunitatea care am avut-o deja, aproape 20% din populație s-a imunizat natural, din păcate, cu vaccinul viu și oamenii trebuie să înțeleagă. Pandemia înseamnă că ne vom infecta toți. Fie ne infectăm în ghilimele cu vaccin, fie ne infectăm cu virusul vir. Astea sunt cele două opțiuni. N-avem alta. De aia spunem pandemie, pentru că toți ne vom imuniza într-o formă oarecare. Și nu putem să scăpăm la infinit decât dacă stăm închiși în casă. Infinit. Și asta declanșează a doua discuție legată de acest certificat verde, pe care dacă nu vom începe să-l folosim și în interiorul țării pentru a produce bule de siguranță, ca să le spunem așa, în care oamenii se poate intra să se simtă siguri că nu sunt și alți infectați alături de ei, atunci cei responsabili vor încerca să rămână permanent în casă sau se vor ieși complet din țară de fiecare dată când vor să se simtă bine, lucru care nu cred că va face bine economiei. Noi nu discutăm realist și cu toate cărțile pe masă. Cumva încercăm să evităm discuția despre anumite măsuri. Nu vrem nici să ne carantinăm, nu vrem nici certificat verde. Vrem cumva pandemia să plece de la sine sau avem iluzia că ne va pleca prin vaccinare. Vaccinul are efect la 30 de zile după inoculare. Și în privința asta trebuie educată populația, pentru că am cunoscuți care s-au infectat la 2-3 zile după vaccinare și sunt acum în spital în formă gravă. Iar aparținătorii, unii dintre ei, spun că sunt reacții secundare la vaccin. Este absurd. Vaccinul nu poate să te protejeze de infecție decât la 30 de zile, deci la cele 10 zile după rapel. Și atunci discuția asta este cumva foarte, foarte periculoasă, pentru că poate induce un fals sentiment de siguranță. Cifrele pe care le avem acum și care de obicei duminică sunt mai mici, da, arată că avem o scădere. Deci, repet, sunt cifrele care de obicei sunt cu mai puține testări cele de duminică. Și cifrele arată așa: 3611 noi infectări, 120 de decese, la puține teste într-adevăr avem această cifră de 3611, 8452 de teste PCR și 5800 de teste rapide, dar la ATI avem din nou un record, 1478, iar în capitală într-adevăr o scădere a ratei de infectare, precum și în Ilfov. Dacă să ne luăm după aceste rezultate, doamnă, noi într-adevăr putem să spunem că sunt puține teste, de asta avem puține
cazuri, dar la ATI avem 1478. Asta e cifra cea mai înspăimântătoare, da, din raport. Și de fapt, cumva, cred că despre asta trebuie să vorbim tot mai intens în perioada ce urmează. Într-adevăr, și de cum îi convingem pe cât mai mult să se vaccineze, dar și despre cum facem ca sistemul sanitar să nu intre în colaps. Este foarte aproape de limita superioară și, din păcate, nu-mi dau seama în ce măsură se mai pot inventa rapid locuri la ATI, echipamentele necesare, ventilatoare și așa mai departe, și cum pot fi ele distribuite astfel încât să aibă acces la aceste facilități românii din toată țara. Vor intra celelalte spitale în joacă, da, cum s-ar spune, vor intra toate spitalele, asta ar fi o problemă și atunci ar fi o amânare, o anulare a unor intervenții chirurgicale care ar trebui să fie făcute acum. Și deja avem o mare problemă cu asta și dacă vorbiți cu medicii, cum știu că o faceți, da, probabil vă spun printre cele mai des întâlnite probleme sunt că oamenii vin foarte târziu la tratament, când chiar nu mai pot. Sunt cazuri incredibil de grave pentru că nu au fost diagnosticate în timp util și toate lucrurile acestea ne dau un tablou înfricoșător. Pentru că, în fapt, la urma urmei, da, într-un ritm sau altul vom ajunge acolo la o oareșcare imunizare, însă până să ajungem acolo avem aceste probleme care sunt arzătoare. Și apropo de vaccinare, a făcut o propunere astăzi premierul, a vorbit despre un sprijin din partea bisericii, că solicită un sprijin din partea bisericii în acest sens pentru ca preoții din mediul rural, de exemplu, să vorbească acolo în fiecare comună, în fiecare sat, să vorbească ei cu cetățenii, să încerce să-i convingă să se vaccineze. E o poziție interesantă pe care o are premierul în acest sens. Noi avem un răspuns la această solicitare și din partea purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu. Haideți să-l vedem întâi pe premier și apoi comentăm. Este nevoie, și am spus-o și la întâlnirea cu cultele și mi s-au dat asigurări, dar vreau să o spun și aici public, este nevoie de o implicare a bisericii în această campanie de vaccinare, mai ales în mediul rural. Este nevoie ca toți românii din mediul rural să aibă aceste informații și să poată să se vaccineze. Da, noi avem un răspuns, cum vă spuneam ceva mai devreme. Noi i-am solicitat un punct de vedere purtătorului de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu. Dumnealui a spus că nu poate să vorbească, dar ne-a spus că deja există acea broșură pe care toate bisericile au primit-o, au primit reprezentanții tuturor cultelor din România, din partea autorităților, și că biserica va vorbi, reprezentanții bisericii vor vorbi cu oamenii, va fi practic un sprijin și din această parte. Dar, domnule Jurma, așa cum spuneați și dumneavoastră ceva mai devreme, există reprezentanți ai tuturor categorii de populație, reprezentanți care sunt împotriva vaccinării. Sunt inclusiv medici, da? Medici cunoscuți care au campanii antivaccinare pe rețelele de socializare, participă la proteste. Sunt preoți pe care i-am văzut participând la proteste. Sunt oamenii Horeca nemulțumiți. Evident, nemulțumirea e justificată, dar să te bazezi pe toată lumea, toți reprezentanții acestor categorii, pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze, nu e cam riscant? Nu e riscant. Este chiar o idee foarte bună din punctul meu de vedere. În sensul în care, fără a trece la măsuri de motivație pozitivă, noi nu vom mai putea merge înainte, nici cu măsurile acestea de limitare a pandemiei, cu nimic. Deci trebuie să introducem beneficii atașate la testare, trebuie să introducem beneficii atașate inclusiv la declararea bolii și această izolare de 14 zile și mai ales să atașăm beneficii la vaccinare. Dacă nu atașăm beneficii, lumea va înceta să le folosească. Ce motiv are omul să se vaccineze, să se testeze și să se izoleze dacă el știe că în luna iunie se va relaxa indiferent ce? E ca și cum aș încerca să-mi controlez adolescentul spunându-i: dacă nu faci ce spun eu, nu ți se va întâmpla absolut nimic.
Deci suntem într-o situație în care, pe de o parte, avem o pandemie care refuză să plece. Să nu uităm că, asta am subliniat și eu, că niciodată n-am coborât din val sub nivelul la care am intrat în val. Deci când ne uităm așa la imaginea mare de ansamblu de un an de zile, avem o creștere constantă de tip izometric care pune o presiune care crește și frânge încet încet spinarea sistemului medical. Noi putem mobiliza resurse la infinit, dar nu avem resurse infinite, în vreme ce pandemia are resurse infinite de timp și resurse. Se poate multiplica prin aceste variante la infinit. Fiecare val e produs de o nouă tulpină, dacă ne uităm cu atenție la el, și sunt nenumărate tulpine care își așteaptă rândul la prim plan, ca să spunem așa. Vedem în Japonia că asistăm la un debut asumat, declarat, am verificat ieri pe agențiile de știri de limba engleză. În multe locuri, și eu merg la biserică și văd, preoții cumva sunt convinși că a nu purta masca, de a nu respecta regulile, este un soi de încredere în Dumnezeu. Și acest mesaj îl transmit indirect și către mulți dintre... Deci la sate avem o rezistență foarte mare, pentru că în multe sate singurul intelectual așa real mai proeminent a rămas preotul. Nu mai avem nici medic, nici învățător ca să fie cumva acea mică comunitate. Și de aceea biserica este extrem de importantă. Și biserica mai este într-o situație privilegiată, nu este inclusă cu celelalte instituții de cultură, ca să spunem așa, culte cultură, ca să folosim, pentru că avem oameni care predică, ca să spun așa, sunt pe o scenă și vorbesc fără mască și, sau cu mască, nu contează, și nu sunt închiși cum sunt închiși, eu știu, teatrele sau alte zone. Deci putem să vedem. Vedem că deja avem un segment mare exceptat, care iarăși nu are niciun motiv să pună presiune, pentru că ei sunt exceptați de la niște reguli pe care noi toți ceilalți suntem obligați să le respectăm. Și aici intrăm într-o zonă în care trebuie să discutăm din nou despre solidaritate. Cum o înțelegem? Fie toți pentru unul, adică intrăm toți în carantină, stăm toți în carantină, ieșim toți curați din carantină, fie unul pentru toți. Cei care nu sunt în carantină suportă și povara pentru cei care sunt în carantină. Dar nu putem fiecare să, unii să fie liberi să nu plătească niciun preț, iar ceilalți să fie mereu închiși să plătească prețul foarte mare pe tot anul, cum s-a întâmplat până acum. Și de aceea eu am început să stau de vorbă cu industria aceasta. Dar e o propunere din partea domnului Mischie și aici se ridică problema totuși. Ceilalți vor spune, domnule, dar noi suntem ciumați aici, adică de ce intră ăștia și noi nu avem voie? E posibil să se pună probleme. Mie mi-e foarte greu să-mi imaginez logistic vorbind cum s-ar întâmpla implementarea propriu-zisă și cine verifică și de fapt cam câte nu știu, restaurante, cafenele și așa mai departe își permit să facă și genul ăsta de amenajare. Da. Mai ales că vine vara și probabil va fi mai eficient să stea pe terasă oamenii și nu-ți mai bați capul, asta a fost. Însă, toate lucrurile acestea ne spun un lucru destul de important, și anume că noi putem să ne uităm la ce bune practici sunt în străinătate, că și acolo s-au făcut concerte de test. Putem să ne uităm la ce fel se comportă anumiți influenceri, într-o manieră extinsă a termenului. Noi trebuie însă să înțelegem și faptul că există niște trăsături și niște caracteristici ale poporului român pe care trebuie să le luăm în calcul. Nu putem pur și simplu să aplicăm ceva ce a funcționat într-o parte și să zicem gata, ar trebui să funcționeze și în România. De exemplu, povestea cu implicarea bisericilor este foarte importantă. Cred că cu cât sunt mai mulți factori importanți implicați în asta, cu atât e mai bine. Însă să nu uităm că nu există o transferabilitate perfectă. Să ne aducem aminte de referendumul pentru familie, că e foarte recent. Atunci biserica a zis, haideți, mergeți la referendum. Oamenii nu s-au dus. S-au dus undeva la puțin pe la 20%, 21% dintre votanți. Ce ne spune asta? Nu că oamenii nu au încredere în biserici, ci că, din nou, oamenii au încredere în diverse categorii de personalități sau de instituții pe anumite domenii foarte bine determinate. Degeaba, sau în foarte puține situații, un cântăreț pe care îl admir va fi ascultat și în ceea ce privește, nu știu, decizii legate de, habar n-am, sănătate. Da? Sau, dar Bitman e un caz. Exact. Sunt enumărate astfel de exemple. Din punctul ăsta de vedere, eu cred că trebuie să fim asumați în legătură cu faptul că nu există o soluție magică pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze. Dimpotrivă, cred că trebuie să ne uităm cu atenție la cum arată țara și să ne dăm seama că va fi cel mai probabil o combinație dintre toate acestea. Să ne dăm seama inclusiv faptul
faptul că foarte puțini români au încredere în guvern și nu este de ieri de astăzi, nu este de... General, în guvern, în Parlament? Exact. Încrederea lor era undeva la sub 30%, au mai multă încredere în societatea civilă sau în mass media decât în instituțiile statului și asta trebuie să ne dea niște semne de întrebare puternice. Toate lucrurile acestea ne spun că ce putem să facem este să testăm, să pilotăm diverse apropo lucruri. Apropo de asta, în Marea Britanie și ultimul lucru pe care îl discutăm înainte de publicitate, în Marea Britanie vor primi cetățenii câte două teste gratuite săptămânal, au anunțat cei de la BBC. A fost și foarte criticată ministrul sănătății pentru această decizie, dar domnule Jurma, ar fi o soluție bună și la noi? Pentru noi, primul pas ar fi să ne asumăm costurile testării. Există o rezistență incredibilă la nivelul statului, mai ales la nivelul Instituțiilor Naționale de Sănătate Publică, de a propune asumarea testării. Deci noi nu testăm pentru că în continuare avem pretenția, ați văzut, inclusiv, eu știu, oamenii, din cauza că ei vor să meargă la restaurant, atunci trebuie să-și plătească testul, de parcă ar conta motivul pentru care cineva se testează. Noi ca medici, noi ca epidemiologi, noi ca stat, noi vrem ca lumea să se testeze indiferent de motiv. Nu mă interesează de ce un tânăr se testează. Important e că se testeze. Dacă îi fac testarea scumpă și complicată, atunci el se va duce în continuare unde vrea să meargă, dar nu se va testa și va infecta. Deci nu facem decât să încurajăm infectarea refuzând să plătim testele. După aceea vine pasul. Avem o inițiativă excelentă a doamnei Andreea Moldovan, care este testarea în farmacii. La noi farmaciile, spre deosebire de alte locuri, sunt mai răspândite decât orice magazinele de colț. Astfel încât dacă testele care se fac de stat sunt plătite și sunt făcute în condiții oficiale, am putea rezolva această problemă. Chiar dacă nu le distribuim gratuit ca să, eu știu, lumea să se testeze singur acasă fără să știm, dar dacă îi lăsăm să se testeze la orice farmacie și să plătească statul testul, atunci am putea să-i și luăm în evidență. Și asta ar fi un mare beneficiu, că noi nu știm cine este infectat și circulă infectat pe stradă. Refuzăm să luăm în considerare testele pozitive la testele neomologate. Aceste teste oricum ar trebui repetate dacă sunt făcute cu antigenii ca să fie reconfirmate cu RT-PCR și din punctul ăsta de vedere nu avem o măsură care să ne permită să testăm larg. Ați văzut în școli un eșec complet pentru că nu avem personalul calificat pentru a administra aceste teste invazive. Farmaciștii pot face parte din acest personal calificat și pot umple cumva acest hiatus între populația care nu-i calificată și oamenii calificați care n-au timp, n-au chef și nici nu sunt plătiți să facă asta. Și putem să începem să discutăm într-adevăr despre teste. Fără teste nu putem ține sub control pandemia. Aici teste, este foarte clar. Teste și beneficii pentru cei care se vaccinează ca să-i motivăm să se vaccineze. Propune domnul Jurma o propunere pe care o fac de altfel și cei din Horeca. Va fi mâine o discuție pe această temă la guvern. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Jurma, pentru faptul că ați fost alături de noi. Vorbim și despre orarul supermarketurilor. A strânit niște comentarii peste tot, pe rețele de socializare, online, offline, toată lumea despre asta vorbește. În câteva momente vorbim și noi despre această decizie nepopulară. Uneori ai nevoie de un mic ajutor, iar cei apropiați știu mereu cum să-l ofere. De Paște, la Provident, ai sume între 1500 și 2500 de lei cu rate fixe și dobândă la jumătate. Pentru un împrumut rapid, sună la 021-275-7575 sau aplică online. Provident. Împreună rezolvăm mai ușor. Cu aspiratorul vertical fără fir Philips Aqua, aspiri și ștergi dintr-o singură mișcare și cureți întreaga casă cu putere maximă de aspirare. Aspirator vertical fără fir Philips Aqua. Philips. Disconfort abdominal? Am încredere în Linex Complex. Bacterii benefice, zinc pentru imunitate și vitamine B. Linex Complex. Echilibrul sistemului digestiv esențial pentru un organism sănătos. La Altex e simplu și rapid. Rezervă produsul dorit în magazin și noi ți-l livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Ai espresor automat Philips seria 4300 cu afișaj digital intuitiv și sistem de spumare Latte Go la 2399,9 lei și robot de bucătărie cu 16 funcții și 2 setări de viteză la 246,9 lei. Altex. Livrăm în aceeași zi până la ușa ta, inclusiv în weekend. Media Show. Întotdeauna ceva nou.
Folosirea măsuțelor obișnuite este complicată. Trebuie să ne învârtim tot timpul, ba chiar și propriile picioare ne încurcă. Asta nu ne face viața mai ușoară. Degeaba încercați să echilibrați laptopul, nu veți reuși niciodată. Vreți să vă puneți farfuria în poală? Rea idee! Vă prezentăm Starlife Table Express, măsuța incredibil de mobilă care poate fi folosită în orice situație și cu care aproape totul va fi la un braț distanță la îndemână. Datorită designului în formă de L, picioarele Table Express pot fi introduse fără probleme sub orice canapea sau scaun. Astfel, o puteți trage atât de aproape cât este necesar. Aveți acces facil la orice, indiferent unde stați. Puteți adapta simplu Table Express la propriile nevoi, astfel încât totul să vă fie la îndemână. Telefonul mobil sau tableta dumneavoastră vor fi mereu în siguranță, fixate în șina de depozitare practică și antiderapantă. Orice ați face, telefonul dumneavoastră este întotdeauna la îndemână atunci când primiți un apel. Stați la televizor comod în timp ce luați șina sau gustări. Starlife Table Express este accesoriul perfect pentru cinele luate în fața televizorului. De asemenea, este ideală pentru notițe, jocul de cărți sau meșterit. Aceasta este masa de lucru perfectă dacă lucrați cu un laptop sau tabletă. De multe ori lucrez cu laptopul pe canapea și de cele mai multe ori nu este foarte comod. Dar Table Express este soluția perfectă. O trag cât mai aproape, atât cât trebuie și îmi pot face treaba comod. Este atât de simplu. Aceasta nu este doar o măsuță obișnuită, ci un adevărat ajutor, deoarece o pot adapta complet nevoilor mele. Aceasta este exact măsuța pe care am căutat-o atât de mult timp. Telefonul este mereu aproape. Pot lua o gustare în timp ce mă uit la televizor, ochelarii și telecomanda sunt la îndemână. Pur și simplu genial! Comandând Starlife Table Express, veți avea o măsuță ale cărei picioare, mulțumită proiectării sale fantastice în formă de L, le puteți introduce cu ușurință sub orice fel de scaun, astfel încât să o puteți folosi mereu în poziția convenabilă. Structura cu economie de spațiu, cu design fold-away, se poate plia din câteva mișcări, astfel încât o puteți depozita chiar și sub canapea, fără probleme. Mulțumită celor 6 reglaje de înălțime și celor 3 unghiuri de înclinare diferite, extrem de practice, o puteți instala mereu și peste tot, potrivit nevoilor dumneavoastră. Table Express poate rezista la o încărcătură de 25 de kg. În șina pentru depozitare practică și antiderapantă, puteți plasa în siguranță tableta sau telefonul mobil să fie mereu la îndemână. Iar marginea de siguranță va împiedica garantat ca ceva să cadă sau să curgă pe podea, cum ar fi, de exemplu, un pahar care se răstoarnă. Măsuțele cu design obișnuit, care nu sunt în formă de L, nu încap cu ușurință sub orice fel de scaun, nu dispun de șină pentru depozitare și nici de margini ridicate. Totuși pot costa chiar și 500 de lei sau mai mult. Dar Starlife Table Express, utilizabilă în mai multe moduri, astăzi nu vă costă 500 de lei, nici 400 și nici chiar 300 de lei. Comandați-o acum și luați pentru căminul dumneavoastră Starlife Table Express. Doar în ziua de azi, la incredibilul preț de 269 de lei. Dar așteptați! Avem o ofertă fantastică! Tuturor celor care comandă acum, vă oferim o reducere pe loc de 100 de lei. Da, ați auzit bine! Sunați acum și unica Starlife Table Express la doar 169 de lei poate fi a dumneavoastră chiar acum. Și oferta noastră nu se termină aici. Comandați chiar acum și vă trimitem această lampă LED cu clemă, reglabilă flexibil, în valoare de 70 de lei, cu care puteți vedea bine oricând și oriunde, complet gratis. Deci face parte și aceasta din pachet. Iar prețul este neschimbat, senzațional, de 169 de lei. Astfel, doar astăzi puteți economisi 170 de lei. În plus, atenție! Cu cardul de fidelitate e și mai ieftin, numai 149 de lei și transportul va fi plătit de noi, adică este gratis. Încercați Starlife Table Express! Practică și utilizabilă în mai multe moduri, cu lampa LED reglabilă flexibil, acum complet fără riscuri, deoarece primiți de la noi garanția de satisfacție Media Shop de returnare a banilor în 30 de zile. Nu mai așteptați! Sunați acum sau comandați comod prin internet la pagina www.mediashop.ro.
Ai senzație de arsură când urinezi? Simți o presiune continuă și nevoia de a urina apare iar și iar? Oprește disconfortul urinar! Urinal Acut conține o combinație unică de merișor cu efect antiinflamator și antibacterian și vitamina D pentru imunitate și protecție pe termen lung. Urinal Acut. Revii rapid în formă cu doar o tabletă pe zi. Caută în farmacii cutia galbenă Urinal Acut cu 10 tablete pentru o cură completă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Stada. Calitate germană. Săptămâna aceasta la Kaufland te bucuri de relaxare cu Countryside, șeslong cu parasolar la 199 de lei, pernă înaltă diverse culori la 39,99 lei și bancă din lemn la 179,90 lei. Kaufland. Mare, tati tușește și noi ne protejăm! Mai bine folosim Viru Protect Stada. Formează o peliculă protectoare la nivelul gâtului, locul unde se multiplică cele mai periculoase virusuri, le captează și dezactivează. Cu eficiență de până la 99%. Poate fi utilizat de la 4 ani pentru protecție în colectivitate, mai ales acum. Întreabă medicul sau farmacistul cum te poate proteja Viru Protect Stada împotriva virusurilor pandemice. Stada, calitate germană. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Cred că suntem gata, da? Și urban și gata de aventură. Noul ID.4. 100% SUV, 100% electric. Vino la test drive la cel mai apropiat distribuitor Volkswagen. Volkswagen. Și vorbim acum despre primul weekend cu restricții mai dure și care a făcut ca românii să ia cu asaltă piețele și magazinele. La ora 18 s-au închis și piețele și magazinele și bineînțeles că erau cozi foarte mari, oamenii s-au îngrămădit. E o explicație foarte interesantă din zona politică, într-adevăr, a celor care se petrec în aceste zile. Toți politicienii sunt de vină pentru situația generată de închiderea magazinelor, subliniază un deputat USR. Tudor Benga explică pe pagina sa de Facebook și de ce chiar și cei de la PSD se fac vinovați de ipocrizie. Dar îl avem chiar acum în legătură telefonică directă cu noi pe deputatul USR Tudor Benga. Bună ziua, domnule deputat! Bună ziua, bună ziua! Practic, cum de s-a ajuns la această decizie? Pentru că dumneavoastră explicați foarte bine la dumneavoastră pe pagină că toată clasa politică, toți aleșii de la toate partidele au fost de acord cumva ca decizia să fie la guvern și la CNSU. Păi, haideți să vedem, că am plecat de la ieșirea de vineri a PSD-ului, care a anunțat cu surle și trâmbițe că atacă în contencios decizia guvernului de închiderea magazinului la ora 18. Întreg parlamentul, cu câteva excepții, a dat guvernului această putere prin legea 55/2020, care a fost votată covârșitor de toate grupurile parlamentare existente. Am fost un număr de oameni interesant din toate grupurile parlamentare, care am spus din capul locului de atunci că nu e în regulă să dăm guvernului. Constituția spune foarte clar că limitarea de drepturi și libertăți fundamentale se face prin lege. Deci atributul ăsta rămâne foarte clar. Și noi am spus de atunci, aveți grijă că facem o chestiune care e foarte problematică din cauza faptului că ăstea sunt lucruri care trebuie amplu dezbătut și decise. Și eu atunci de atunci am zis că nu e în regulă și de asta, adică ipocrizia PSD-ului în clipa de față, care atunci au votat cu două mâini această lege, și acum din toate vine și zice că atacă în contencios. Deci problema este că, într-adevăr, clasa politică, în primăvara trecută, în plin an electoral, a pasat niște decizii care natural trebuie să rămână în mâna aleșilor către o serie de instituții care... Că ce se întâmplă? Fiecare dintre noi care suntem aleși trebuie să ne ducem pe stradă și să explicăm oamenilor ce se întâmplă și să dăm socoteală. În condițiile în care tu externalizezi genul ăsta de decizii către niște instituții, către niște funcționari, în momentul ăla ai rupt undeva conexiunea dintre cetățean și stat și de fapt ce se întâmplă în clipa de față, că putem discuta și pe măsuri, unele bune, altele mai puțin bune, putem intra în discuția. Dar ce încerc să zic este că problema mare pe care noi o avem ca societate în clipa de față este cetățenii sunt sătui, nu mai au încredere în eficiența măsurilor luate de stat, le percep pe multe dintre ele ca fiind complet arbitrare și unele dintre ele să fim cinstiți așa și este, și atunci noi avem o mare problemă că nu mai putem ține lucrurile sub control din punctul ăsta de vedere. Da, interesant ce spuneți. E interesant să cerem însă și un punct de vedere din partea celor de la PSD care au votat în bloc, da, cu mici excepții.
excepții. Este domnul Radu Oprea, senator de la PSD, în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua! Bună ziua! V-ați numărat printre cei care n-au fost de acord, ca să lămurim din start? Sau ați votat? Domnul deputat se află într-o maximă eroare, chiar foarte gravă. De ce? Și vă explic imediat de ce. Pentru că eu înțeleg frustrarea că l-a votat pe domnul Voiculescu, adică a votat guvernul și implicit pe domnul Voiculescu în funcția de ministru al sănătății și că dumnealui, acest ministru, este o catastrofă pentru România. Și atunci trebuie să găsească o formulă să-l apere și aruncă fumicene. Domnule senator, e adevărat că a votat PSD-ul sau nu? Eu atât vă întreb, ca să nu o dăm în fente. Da, da, nu vreți să ajungem de fapt la problemă? Pentru că chestiunea asta nu are nicio relevanță dacă a votat sau dacă nu a votat. Este Mare, important. A votat sau nu? Că dumneavoastră acum contestați ce ați votat. Numai o secundă să vă pot explica o idee care spune că are și logică și poate fi înțeleasă de către cetățeni sau telespectatori. Este foarte simplu și decizia politicienilor trebuie bazată pe studii, analize făcute de experți. Politicienii nu sunt experți în acest domeniu. Și vă dau exemple. Domnul Ștefan Voinea, care a fost consilier al Ministrului Sănătății din partea USR, sau domnul Răzvan Chereche, și acesta a fost consilier onorific al premierului, spun că măsura închiderii la ora 18 a magazinelor este o măsură proastă și se bazează pe studiile domnule pe care le-au dat tehnic, v-am întrebat și ceva, atunci, puteți să-mi răspundeți, a votat PSD-ul sau nu? De a închide la ora 18 magazinele este greșită, de aceea PSD, pe baza studiilor pe care le-am văzut, am hotărât să atacăm în contencios administrativ această măsură aberantă, ilogică și greșită. Pe care dumneavoastră ați votat anul trecut, da sau nu? Toată lumea a votat acest lucru anul trecut cu certitudine și culpabilizarea la întreaga clase politice pentru că domnul Voiculescu este un eșec. Da, da, bun, domnul Voiculescu, eu v-am întrebat un lucru și dumneavoastră nu m-ați recunoscut. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule senator, refuz să mă duc în fente. Până la urmă despre asta era vorba. PSD-ul a votat pentru această măsură, da, ca o astfel de decizie importantă să treacă de la aleși la guvern și la CNSU, fix ceea ce spunea domnul deputat Benga. Deci v-a confirmat, domnule Benga, ce spunea dumneavoastră mai devreme? Da, păi nu trebuia că lista de vot e publică, se poate fi consultată de orice. Bun, acum decizia în urma contestării de către PSD se mai poate schimba, adică să revină la Parlament, să înțelegem? Problema este în felul următor, că eu am mai spus un lucru în postarea de ieri. Din păcate e un pic târziu să schimbăm întreg mecanismul decizional, pentru că legea aia a fost o lege cadru care a setat un mod, un întreg mecanism decizional pentru gestionarea pandemiei. Opinia mea este că în clipa de față, noi într-o lună jumate ar trebui să depășim acest moment. Noi dacă mărim ritmul de vaccinare, dacă îl dublăm sau poate chiar triplăm și într-o lună jumate ținem sub control valul 3, noi în mod normal ar trebui în luna iunie să ajungem în zona a 5 milioane de oameni cu o protecție de o formă sau alta, fie că este prima doză, fie că sunt trecuți prin infecție, fie că sunt vaccinați complet. De la momentul ăla încolo, eu sper că suntem pe drumul de ieșire din această criză. Așa până atunci suntem... Da. Suntem unde suntem. Așa să fie, știți cum e. Doamne ajută! Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Vorbim despre asta în câteva momente. Continuăm. E un subiect important. Se poate întoarce, iată, la Parlament o astfel de decizie. Noi comentăm în câteva momente. Publicitate din partea deputatului USR Tudor Benga spunea că practic politicienii aleși parlamentarii au încercat să scape de decizii nepopulare și de aceea le-a lăsat în cârca guvernului și a CNSU. Și acum iată, populismul face ca o parte dintre cei care au votat anul trecut să fie nemulțumiți. Măcar aur n-au votat anul trecut că nu era în Parlament, iar avea acum posibilitatea să atace și în contencios dacă vor. Da, vorbim totuși de o perioadă în care nu se știa, dacă vă aduceți aminte, era mai, nu se știa dacă va exista, dacă vor exista alegerile locale la termen, cu cât vor fi amânate și așa mai departe. Și atunci nimeni n-a vrut să aibă mângăreața în curtea lor și într-adevăr s-a aruncat în curtea guvernului. Însă, aici poate ar fi o discuție de avut apropo de felul în care vedem rolul de legiuitor al guvernului, pentru că nu este prima situație în care acest
lucru se întâmplă. Într-adevăr, acum ipocrizia este la cote maxime pentru că am avut genul ăsta de validare a unei decizii de a da mână liberă guvernului. Însă să nu uităm care este inflația de ordonanțe de urgență de anul trecut, 200 și ceva spre 300 de ordonanțe de urgență. Da. Neatacate în Parlament, cum ne-am așteptat din partea unui mecanism care ar trebui să verifice măcar. Da? Nu vorbim de un control eficient nici măcar în ceea ce ține de unele dintre măsurile acestea. Câte audieri ați văzut în comisiile de buget, finanțe în ultimele luni? Foarte puține. Parlamentul, dacă vrea să-și ia rolul în serios, o face nefăcând scandal. Dacă vrea să-și ia rolul în serios, totul se reduce aici. Revenim după publicitate, avem o grămadă de subiecte de la fix. Printre ele, ce se va întâmpla cu evenimentele? Cum participăm? Ne vaccinăm doar ca să mergem la un concert? Vorbim despre asta de la ora 14 și nu numai. Rămâneți cu noi.